Am văzut că apreciați destul de mult clipurile cu uneltele de la Evotools, pentru că sunt accesibile, pentru că sunt ok de utilizat și bune pentru gospodărie. Așadar, în acest videoclip o să vorbim despre un circular de mână. V-am mai prezentat eu o variantă, aceasta este varianta mai accesibilă, mai simplă puțin, model CS1400 HGT677791, un fierăstrău circular destul de puternic. Acest model de circular este exact circularul acela de care zici, bă, aș vrea un circular de mână pe lângă casă, dar nu vreau să dau o grămadă de bani pe el, nici nu am pretenții de avion, nici nu am pretenții să fie cel mai grozav, dar vreau un circular care să taie la o adâncime corectă, să funcționeze bine, să aibă putere, să aibă garanție, un serviciu de garanție premium aș putea zice, și așa că s-ar putea să te orientezi și către această variantă mai accesibilă de la Evotools. Un circular destul de puternic, un motor de 1400W ce dezvoltă până la 5000 de rotații pe minut, suficiente, a zice eu, pentru majoritatea operațiunilor din gospodărie. Așa cum îl vedeți, este cu discul pe partea dreaptă, deci cumva facilitează utilizarea dreptacilor, dar bineînțeles că se poate utiliza și cu mâna stângă fără probleme. În dotare o să vină cu un disc de 185 mm în diametru, un orificiu de fixare pe ax de 20 mm, o grosime de 2,4 mm și 24 de dinți, un disc pentru lemn, pentru zona de construcție, zice mai mult, nu este chiar un disc de finețe, dar pentru zona de construcții pe lângă casă, prin gospodărie, își face treaba foarte bine. Chiar dacă circularul este mai accesibil, are foarte multe elemente ce îl fac să fie destul de rezistent. În primul rând, carcasa este din aliaj, inclusiv această protecție a discului este din metal, se poate auzi, talpa de asemenea este din metal, poate să taie și la unghi de 45 de grade, se înclină de aici, are acest sistem simplu dar eficient, o clapetă pe care o strângem sau o destrângem atunci când vrem să-l înclinăm, iar în partea din spate sistemul este cât se poate de simplu, avem această pârghie aici, o împingem către motor, după care putem să culisăm talpa în funcție de adâncimea la care vrem ca el să coboare. O împingem înapoi, foarte simplu, iar în acest moment avem setată adâncimea de tăiere, văd că nu este la maxim, și că vorbim de adâncime de tăiere, poate să taie până la 63 de mm maxim, ceea ce este foarte ok pentru un circular de genul acesta. Aici avem mânerul principal, are o bucată de silicon în partea de sus să fie mai confortabil, iar butonul de pornire are acest buton de siguranță, pe care dacă îl folosim cu mâna dreaptă o să-l apăsăm cu degetul mare. În partea din față avem un mâner secundar, un mâner tip buclă, mai mare, mai solid, așa se ține destul de bine, pentru că circularul nu este cel mai compact și nici cel mai echilibrat, cumva tinde să se ducă către zona de motor și atunci, având acest mâner tip buclă care se duce până spre capătul motorului aici, putem să-l ținem foarte bine cu mâna din față și să tăiem fără nicio problemă. Are un cablu cu o lungime de 2 metri. Circularul se descurcă bine, o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu el, să vedeți și voi cum se descurcă la treabă, după care tragem și câteva concluzii finale.
Acum că ați văzut cum se descurcă la treabă, v-ați putut forma o părere despre el. Eu zic că se descurcă foarte bine pentru un circular de genul acesta super accesibil. O să vină livrat în această cutie din carton, iar în interiorul ei o să găsim, bineînțeles, manual de utilizare pe care v-aș recomanda să-l păstrați și să îl citiți pentru a afla recomandările oferite de producător. Pe spatele lui găsiți număr de telefon pentru garanție și, bineînțeles, certificatul de garanție. În pachet, pe lângă circular, o să mai găsim și acest ghidaj paralel care ne ajută să tăiem la o distanță stabilită și să urmărim să menținem acea distanță exactă. Tot în pachet găsim acest adaptor pentru aspirare ce se montează aici și imbusul ce ne ajută să înlocuim discurile. Eu la teste nu l-am folosit cu sistemul de aspirare, deși era bine să-l folosesc. Am observat că circularul evacuează puțin mai greu atunci când tai pe lungimea fibrei, mai ales dacă lemnul este puțin ud. Așadar, v-aș recomanda să nu-l forțați foarte tare când tăiați pe lungimea fibrei, mai ales dacă lemnul este ud. La tăieri scurte, la tăieri obișnuite, de exemplu pe 20-30 de centimetri, nu are nicio problemă, evacuează foarte bine. Carcasa fiind din aliaj, aici în interior are câțiva conectori de legătură între ei. Și atunci evacuarea nu se face chiar grozav pe acest orificiu, el este bine construit așa, tot rumegușul îl duce către această evacuare, dar cred că ar funcționa foarte bine folosind adaptorul pentru aspirator, dar și așa se descurcă nemaipomenit. Aștept, bineînțeles, părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi cum vi se pare, dacă l-aveți, dacă nu l-aveți, ce părere aveți efectiv despre el. Totodată, nu uitați că pe canal găsiți un playlist complet cu foarte multe unelte de la Evo Tools, gama accesibilă pentru curte, grădină, casă și așa mai departe, unelte de tip hobby și peste hobby unele dintre ele, cum ar fi gama Evo Plus. În descrierea clipului o să găsiți un link către acest circular, o să-l caut pe un magazin online și unde îl găsesc la un preț mai accesibil o să vă pun un link, dar bineînțeles îl găsiți în toate magazinele partenere Evo Tools din țară. Așadar, acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!